Ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. După cuvântul acesta de început, dacă ar fi să facem o privire peste țara aceasta în care ne-a adus și pe noi Dumnezeu în lume, păi exprimarea aceasta cuprinde aproape toată România. Doamne, Doamne, Doamne ferește, Doamne păzește, Doamne apără-ne, să te ferească Dumnezeu. Adică numele lui Dumnezeu este invocat foarte des și în diferite feluri. Așa trebuie să fi fost și pe vremea când Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a trecut pe pământul acesta. Atunci, categoric, religia era mult mai cristalizată, mult mai întărită decât pe vremea noastră. Și atunci oamenii foloseau acest soi de exprimare. La tot pasul, Doamne, Doamne. Și oamenii, tot chemând numele Domnului în forma aceasta, suspectăm că e o formă ușuratică, doar din gură, nu era o chemare din inimă așa numelui Domnului, se amăgeau cu gândul că vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Sigur, de asta dată putem înțelege foarte simplu că împărăția lui Dumnezeu se referă la împărăția aceea care va urma după ce plecăm de pe pământul acesta. Nu mai intrăm în detalii din acestea minunate care privesc împărăția lui Dumnezeu ca o stare trăită în inima noastră a celor care credem în Domnul Iisus Hristos. Dar credincioșii după vremea aceea și-or fi zis și ei, dacă tot timpul zic Doamne, Doamne, și să mai duceau și pe la templu și mai aduceau și jertfe, adică niște legături văzute așa cu lucrarea lui Dumnezeu destul de pronunțate. Și Domnul Iisus care cunoaște inima, El este Dumnezeu. Nu la voia întâmplării a spus aceste cuvinte. Știa ce era în inima acelor oameni. Și atunci găsește cu cale ca să spună aceste cuvinte cu adevărat aspre.
Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și atunci, neașteptând o întrebare de la oameni, dar cine, Doamne, va intra în împărăția cerurilor? El însuși vine mai departe și spune cum se intră în împărăția cerurilor. Mai popular așa, dar și după Biblie, cum se ajunge în rai și cum se poate evita iadul. Împărăția cerurilor este raiul. Și sufletele noastre, când ne încheiem călătoria aici pe pământ, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ajung la această răscruce cu două direcții, raiul și iadul. Natural că ne iubim sufletul, ne iubim pe noi înșine tare mult. Nu vrea vreunul să spună că ar vrea să ajungă în iad, măcar de curiozitate așa. Așa curiozitate mai bine lipsă. Toți vrem să ajungem în rai, la Dumnezeu, în locul de fericire veșnică. Și Domnul Iisus ne spune în cuvinte simple că pentru a ajunge acolo, în împărăția cerurilor, trebuie să facem voia Tatălui care este în ceruri. Și ca să faci voia lui Dumnezeu, mulți dintre noi cititori ai cuvântului, putem să prezentăm voia lui Dumnezeu în felurite chipuri. Dar am găsit că cel mai explicativ loc despre voia lui Dumnezeu, mai ales în împrejurarea aceasta în care ne aflăm noi, la ora de vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, este cea din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 40. Și n-ar strica deloc ca la ceea ce știm din Evanghelia după Ioan, din aceeași Evanghelie, Ioan 3 cu 16, cu memoria care ne-a dat-o Dumnezeu, să adăugăm și versetul acesta, care tare este bun în ceea ce privește reglarea acestei siguranțe binecuvântate de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo spune Domnul Iisus așa, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci lăsăm deocamdată celelalte aspecte ale voii lui Dumnezeu, mult însemnate pentru biserică, dar pentru noi, care poate n-am făcut pasul acesta al împăcării cu Dumnezeu, e bine să întipărim aici și mai ales aici, în inimă, această definiție a voii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca văzându-L pe Fiul Său răstignit pe cruce, să credem în El și crezând în El să avem viața veșnică. Și după aceea, sigur, așa cum spune Mântuitorul, vine și învierea în ziua de apoi și odată cu învierea vine și intrarea noastră fericită în împărăția cerurilor. Și dacă așa spune Fiul lui Dumnezeu că trebuie neapărat să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să împlinim această voie, că dacă aș întreba pe cineva, vrei să faci voia lui Dumnezeu? Măcar așa, din bună cuvință, ar răspunde, sigur că da, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. La un răspuns mai teoretic, așa. Dar când treci la concret, voia lui Dumnezeu asta este. Oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și obligația celui care vestește Evanghelia, într-adevăr, să-l pună pe ascultător să-și deschidă ochii, mai ales a inimii, a doua pereche de ochi, că ochii aceștia de carne se uită mai ales la om. Astea sunt împrejurările. Dar a doua pereche de ochi trebuie să uite la Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce. Așa spune Dumnezeu. Și văzându-L pe El și crezând în El, să avem viața veșnică. Care viața veșnică, dacă iarăși pare că am încurcat
termenul acesta, religios ar zice unii, viața veșnică înseamnă iertarea păcatelor. Deci viața veșnică egal ca la aritmetică, la clasa întâia. Viața veșnică egal iertarea păcatelor. Ai păcatele iertate, ai viața veșnică. Ce vremuri trăim! Sunt felurite locuri, mai ales în vremea asta grea de la urmă, în care în ceasul sau în jumătate de ceas dedicată vestirii jertfei Domnului Iisus Hristos ca unică șansă, cale de salvare, de iertarea păcatelor, te poți trezi în lumea largă, dar și noi suntem amenințați aici, că în minutele acelea nici măcar nu se mai rostește numele Domnului Iisus Hristos. Și cei care sunt în biserică, este bine să vadă lucrul acesta. Vorbim de fel de fel de lucruri, nu despre el. Ori datoria celui care vestește este să-l facă pe ascultător și privitor să-și îndrepte privirile către Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce la Golgota. Și lucrul acesta trebuie făcut cu toată căderea și obligându-l, ca să zic așa, pe privitor să se uite la Domnul Iisus Hristos răstignit, el trebuie îndemnat ca să ia o hotărâre de a crede în el din toată inima. Se spune că odată un predicator al Evangheliei, cu bună reputație așa, dar lăsându-se și el oarecum ispitit de a se face mai agreabil așa ascultătorilor, într-un auditoriu mare, mai mare ca acesta, de mii și mii de oameni, le-a vestit Evanghelia, zice-se bine, și până la urmă a pus o întrebare din asta mai retorică, așa, ce vei face cu Domnul Iisus? Care e o întrebare potrivită. Și după aceea, ca să fie mai politicos așa, le spune celor care ascultau, ci că v-aș dori ca să plecați cu această întrebare și când veți veni și duminica viitoare, în locul de vestire Evangheliei, să aveți deja răspunsul pregătit. Și după ce a dat îndemnul acesta nefericit și neinspirat, și că s-a pornit o nenorocire peste orașul acela, un incendiu cum nu s-a mai pomenit, și au murit sute și sute de suflete, dintre care mulți erau dintre cei care ascultaseră Evanghelia și care plecaseră cu gândul acesta că până duminica viitoare au timp de gândire. Și cel care vestea Evanghelia, desigur, a fost mustrat, s-a trezit și a înțeles că nu mai trebuie să facă niciodată o asemenea greșeală. Greșeala alimentată de politețea asta lutoasă omenească a dus pe niște suflete în iad, probabil. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne așează în fața trupului însângerat al Domnului Iisus Hristos, ne îndeamnă ca acolo să ne pocăim de păcatele noastre, că păcatele noastre multe și grele dau măsura, dacă vreți, a valorii jertfei Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu totdeauna ne îndeamnă, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Mă gândesc cu durere, așa că și printre noi ascultătorii, or fi și din ăștia cu filozofii din astea sucite așa, lasă că mai e timp, ba că sunt tânăr, ba întâi să-mi termin școala, întâi să-mi termin facultatea, după aceea mai vedem. O astfel de socoteală este de-a dreptul criminală. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul n-are nicio putere asupra suflării lui ca să o poată opri. Și nici n-are, nu e stăpân peste ziua de mâine. Și spune apăsat și apăsat. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Ce cuvinte să potrivim ca să auziți glasul Domnului Iisus Hristos? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Veniți la Domnul Iisus Hristos la cruce.
cu povara de păcate care este pe suflet acolo, pe conștiință, și care din cauza împietririi inimii, povara aceasta nu mai este simțită ca povară, a devenit o obișnuință. Dar chiar și așa, cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne trezească din starea aceasta, așa cum am cântat. Treziți-vă! Treziți-vă! Sau spune în alt loc. Deșteaptă-te tu care dormi, ridică-te dintre cei morți și Hristos te va lumina. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că această urgență ar trebui să fie starea normală a inimii noastre, acelui, mai ales acelui care îl caută pe Dumnezeu. Într-adevăr, cuvintele acestea, așa cum sunt ele, puse în gura unui om de către Dumnezeu, ar trebui să îmbie pe oricine ca într-adevăr să facă pasul cel mare al împăcării cu Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Deci în dreptul meu, ca păcătos mântuit de Dumnezeu prin har, fără bani și fără plată, așa cum se oferă mântuirea, eu, ca să spun așa, mi-am făcut datoria. Sunt curat de sângele celor cărora le spun. Nu? Cam așa merge după cuvântul Vechiului Testament. Nu sunt vinovat. V-am spus voia lui Dumnezeu. Ce aveți de făcut? Pocăiți-vă și credeți în Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce la Golgota. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Aceasta este vestea minunat de bună. Credința aceasta în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie o credință care să aibă preț înaintea lui Dumnezeu. Adică o credință după standardele lui Dumnezeu. Că este și o credință din aceasta lumească, religioasă, numai cu buzele. Adică, Doamne, 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 dar viața din Dumnezeu nu este. Și atunci credința după voia lui Dumnezeu este aceea care cuprinde și inima, adică din tot sufletul. Și credința aceasta, cred, așa, din tot sufletul, nu vine decât pe altă cale, decât pe calea aceea în care te simți dovedit de Dumnezeu că ești păcătos și că trebuie să te pocăiești. Iată de pildă, tot în Matei 7 aici, la versetul 13, Domnul Iisus face următorul îndemn. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Strâmtă este poarta. Ei, înaintea lui Dumnezeu, dorința noastră este ca fiecare să aibă în sine însuși această mărturisire și încredințare că într-adevăr a intrat pe poarta cea strâmtă. Mă gândeam câteodată că aici să mă întorc oamenii la Dumnezeu, unii pocăindu-se sincer cu lacrimi în ochi și cu lacrimi în suflet când văd ce preț a plătit Dumnezeu pentru noi, alții, așa cum am spus, bai cu zâmbetul pe buze, dar așa aparent, vizual, să mă întorc oamenii la Dumnezeu, mai mărturisesc că sunt întorc la Dumnezeu. E bine. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cu credință statornică și crescând. Dar mă gândeam, dacă noi ne-am imagina, fiind o biserică din vremea marilor prigoniri, când în momentul în care te întorceai la Dumnezeu, pericolul de moarte era nemaipomenit de mare. Confiscarea averilor, aruncatul la fiare, amenințările erau de felul acesta. Dintre cei care într-o vreme așa de binecuvântată, cum este vremea în care trăim noi, o libertate, cum nu s-a mai pomenit în istoria acestei țări, dintre cei care mărturisesc că îl primesc pe Domnul Iisus, câți ar mai fi
care ar mărturisi și în vremuri de prigoană și de pericol. Desigur că atunci când glasul lui Dumnezeu pătrunde în inimă, nu mai e nicio opreliște. Aceea e într-adevăr o credință din inimă. Nu mai sunt riscuri, nu mai este nimic. Și împărăția lui Dumnezeu se propovăduiește și cine o află, ca să intre în ea, dă năvală. Și cine dă năvală, pune mâna pe ea. Sunt cuvinte de cercetare pentru noi, pentru fiecare în parte. Și mai departe, Domnul Iisus, și anticipând lucrurile, cum vor merge de-a lungul bisericii, nu? De-a lungul evoluției bisericii, și în vremea de atunci, cuvântul lui e veșnic. Nu-l limităm noi așa, că e valabil pentru perioada asta, că e valabil pentru perioada asta, tragem învățăminte pentru toate perioadele. El e veșnic și cuvântul lui e veșnic și e duh și viață folositor în toate împrejurările. Și iată, oameni care, după toate semnele, n-au avut o credință din inimă. Și spune în ziua aceea, ne imaginăm ziua de judecată. Căci așa spune cuvântul lui Dumnezeu, toți murim, ușurate, zice, o moarte, am și s-a terminat. Nu, Dumnezeu spune foarte clar că omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și dintre cei care n-au avut o credință din inimă, putem să ne închipuim în situația aceasta pe care nu o dorim nimănui. Anume, mulți vor veni și îmi vor zice atunci, Doamne, Doamne, păi am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău, exorcizări din acestea, lucrări minunate. Citește așa și nu-ți vine a crede. Pe cum a făcut minune așa de mare? Cum așa și după aceea să nu mai fie primiți? Aici, fără explicații prea adânci, era un cusur la inimă, un cusur de calitatea credinței. Credința nu era cu adevărat din inimă. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu era în acele inimi. Pentru că știți, și atunci când faci minuni, dacă Dumnezeu îngăduie, sigur, deși minuni pentru vremea asta foarte periculoasă de la urmă, și anticristul poate să facă minuni și el face vindecări ca să înșele, dacă se poate, și pe cei neprihăniți, face și el minuni multe și va face tot mai multe. Și cei nestatornici își vor abate privirea de la Domnul Iisus Hristos, care a făcut marea minune a iertării păcatelor, și vor alerga eventual după minuni din acestea anticristice. Sau făcând lucrări din acestea în numele lui Dumnezeu, din neveghere și sub puterea ispitei, să te trezești că ți-atribui meritele ție. De exemplu, ce bine vorbesc eu, ce minune am făcut eu, câți draci am scos eu. La noi măcar ne zberim înaintea lui Dumnezeu, am vrea să scoatem și noi, dar nu ne pricepem în forma în care odinioară se mai făceau și se mai fac și astăzi prin diferite zone ale pământului, da? Unei întunericul mai mare, dar și noi credem că dacă sunt niște duhuri din acestea care și astăzi influențează oamenii, stăpânesc oamenii, cuvântul lui Dumnezeu poate să facă el această lucrare fără să facem noi lucrările acestea în chip vădit. Și atunci lucrările acestea minunate, omul ispitit, că el fiind o ființă mândră, ia uite ce am făcut eu. Și cu socotelile acestea, necăutând slava lui Dumnezeu, ci căutând slava de șarta lor înșiși, ajung în situația aceasta. Păi da, de aceea le spune Domnul Iisus aici, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Și ceea ce este iarăși deosebit de minunat este că Domnul Iisus, deși
era la începutul lucrării, răstignirea avea să vină mai încolo, totuși le vorbea la oameni cuvinte din acestea extrem de tăioase. Adică, așa cum se spune, poarta este strâmtă. Nu căuta prozelitism din acesta ieftin. Hai să fim mulți, să fie hora mare, cum se zice. Nu. Era o chemare cu cuvinte extrem de tăioase, de multe ori. Sigur că avea și cuvinte mai afectuoase de multe ori. Când îi chema pe păcătoși la pocăință, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da o dignă. Dar avea și cuvinte din acestea extrem de tăioase. Și atunci, pentru ca, să spunem așa, când trecem prin cuvântul lui Dumnezeu, prin astfel de locuri care ne săgetează așa, iarăși ne gândim, Doamne, aș vrea să cred din inimă cu adevărat, așa scrie în Biblie, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, Doamne, 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 e bine. Și pasul 2, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Cu mărturisirea cu gura se ajunge și prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și credința aceasta din inimă, cum spuneam, merge pe linia aceasta a primului pas, întâi pocăință. Vedeți cum spune aici Domnul Iisus, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Și am imaginat odată o ușă cam de înălțime aceasta, când ține de la amvon până aici și lată cam atâta. O ușiță. Și acum intră pe ușa asta. Duhovnicește vorbind, cum să te umfli, cum să intri dacă tu ești umflat, nu de grăsime din aceasta, nu, de mândrie. Mândria sare prin porii noștri cum este transpirația. Și cum să scapi de mândria aceasta? Sigur, prin pocăință. Și de exemplu, dacă strigi odată, Doamne, ai milă de mine păcătosul, odată te desumfli. Și după aceea continui desumflarea și spui, Doamne, am mințit toată viața mea, Doamne, m-am îmbătat toată viața mea, Doamne, m-am certat toată viața mea cu soția, Doamne, copiii mei nici nu mai vor să mă vadă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, și te desumfli și te desumfli și odată te trezești mic, mic, mic de tot și acum ușița aceea e pregătită, acum intră. Vei intra și vei ieși, cum spune Mântuitorul, și vei găsi pășune. Când treci de partea cealaltă a ușii, iarăși te ridică Domnul Iisus, dar devii o făptură nouă. Nu mai ești ăla care era înaintea ușii. Ai intrat prin ușă și când ai ajuns dincolo, o făptură nouă. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Ei bine, mărturisirea aceasta se cheamă pocăință, dar trebuie făcută acolo. Privind la Domnul Iisus Hristos pe cruce, cât a suferit pentru noi. Dacă păcatul acesta de care vorbim și tot vorbim și căutăm să dovedim pe orice om vinovat înaintea lui Dumnezeu de păcat, dacă n-ar fi avut consecințe îngrozitoare, jertfa Domnului Iisus Hristos, așa de chinuitoare, așa de cumplită, nu mai trebuia să aibă loc. Asta trebuie să înțelegem noi. Că a murit pe cruce singurul Fiu al lui Dumnezeu pentru folosul nostru. S-a făcut păcat în locul nostru, a luat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, ca noi doar să credem. Ce ușor e, ce bine ar fi să vă faceți toți copii și să credeți. Da, Doamne Iisuse, am înțeles, ai murit pentru mine, mă pocăiesc înaintea ta, cred din toată inima că sângele tău mă spală de păcate și te primesc în inima mea. Zice-se că tot un predicator odată s-a dus să vestească Evanghelia unde? În fundul pământului, cam pe unde, într-o mină adică, o mină de cărbuni. Viață grea acolo, întuneric, cărbune, oamenii aceia, numai praf de cărbune, de norocire mare. Și evanghelistul își făcea treaba, era slujitorul Dumnezeu. Păi cheamă pe ortaci acolo, se adună toți, oameni buni, Dumnezeu vă iubește și vă dă iertarea păcatelor prin Domnul Iisus Hristos.
Nu trebuie să faceți nimic, absolut nimic. Dar unul mai batjocoritor așa, un brunet din ăsta de cărbune, nu se poate, nu-i de crezut că e prea ieftin, nu se poate. Evanghelistul, predicatorul, a fost și el cam strâmtorat, așa, ce să răspunde el la așa ceva? Și zice, cum ești din mine de aici? Păi zice că uite, acolo e liftul și mă duc la lift, mă urc în lift și în câteva secunde am ajuns la suprafață. Și te costă ceva? Adică ieșind cu liftul din mină, ieși de la întuneric la lumină. Că asta e și cu Evanghelia. Când îl primești pe Domnul Iisus, părăsește întunericul păcatului și intri în lumina neprihănirii lui Dumnezeu crezând în sângele Lui. Păi și că nu mă costă nimic, mă urc în lift și atâta și vă duce și gata. Nu te costă nimic, da? Și vezi ce bine când ajungi la lumină, așa este. Dar nu te costă nimic. Așa e, nu mă costă nimic. Dar ia gândește-te puțin. Ca să te urci matale gratis acolo, la lumină, cine a făcut liftul acela? Cine a instalat liftul acela? Cine a muncit pentru liftul acela? Au fost oameni, mulți, echipe de lucru care s-au ostenit până au făcut liftul acolo. Ei, și totuși pe matale nu te costă nimic ca să te urci la suprafață. Așa e și cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Iertarea păcatelor nu costă nimic pe păcătosul ca mine sau ca oricine. Nu costă nimic. L-a costat pe altcineva. L-a costat pe Dumnezeu. El a plătit prețul cel mare al răscumpărării. Și a dat singurul fiu la moarte. Pentru ca noi păcătoșii doar să vrem să intrăm în mântuirea Lui. Da, așa a găsit Dumnezeu cu cale să ne ofere mântuirea aceasta fără bani și fără plată și uitându-se și la felul în care reacționează inima noastră. Vrem? Nu vrem? Într-un loc scrie cuvântul lui Dumnezeu dureros. Și nu vreți ca să veniți la mine ca să aveți viața. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Pe Domnul Iisus. L-au răstignit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. De aceea, încheind, pocăiți-vă că aveți păcate multe și grele. Mă gândesc la o categorie din aceasta mai spilcuită de oameni, care au parte de câte o educație mai aleasă așa, și pronunță cu ușurătate nesăbuința aceasta. A, eu nu prea am păcate, alții și mai nesăbuiți că n-au păcate deloc. E, atunci, după înțelepciunea lui Dumnezeu, cugetați la cea mai largă categorie de păcate, categoria gândurilor rele. Dacă nu ați găsit curvie, minciună, răutate, drăcuială, omorât copii și altele, gândiți-vă la gândurile rele. Alea sunt cele mai multe. Și în felul acesta, dacă, cum să nu vă găsiți gândurile rele? Aveți de ce să vă pocăiți. Dacă faceți socotelile bine, veți găsi o datorie mare de păcate și o pocăință pe măsură. Și o bucurie pe măsură că a scăpătat iertarea păcatelor fără bani și fără plată. Dacă păcatele sunt puțintele, subțirele, nevăzute, pocăința e pe spongi, credința e de genul Doamne, 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 viața din Dumnezeu deloc și ne întâlnim la judecată cu El, niciodată nu v-am cunoscut. Nu cred că trebuie să suntem din ăștia de la urmă, nu am fi noi sfinții sfinților așa, dar așa cu credința asta din inimă sinceră, nădejdea noastră este că vom ajunge înaintea Mântuitorului, cei care credem din inimă, și ne va spune și nouă, în loc de aceste cuvinte aspre, cuvintele acelea mângâietoare, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, ca să lipim aceste cuvinte mângâietoare ale Domnului și să trăim o viață vrednică de a merita aceste cuvinte de întâmpinare dincolo. El să ne binecuvinteze cu mântuirea Lui. Amin. Amin.